Aflat pe lista de investiții a Consiliului Județean încă din 2016, drumul 573A, care asigură accesul din drumul național 57 spre mai multe sate situate în apropierea frontierei cu Serbia, a fost asfaltat până acum doar cu forbe goale. În ultimii ani au mai fost făcute cârpeli care însă nu au ținut nicio lună. Localnicii au dorit să tragă încă un semnal de alarmă și au ieșit cu mașinile în marș pe drumul plin de gropi și denivelări. Evident că nu se mai poate circula. Părinți care își duc copiii, vă dau un exemplu, se îmbolnăvește cineva sau suferă cineva de un infart sau se întâmplă ceva. Cine poate intra aici și în cât timp? Nu se mai poate face nimic, nu se mai poate circula. Și acum mașina mea e la Oravița cu baia spartă. Am dat acolo mai în față, într-o groapă, mi-am spart baia la mașină. Drumul ăsta e foarte greu de aici, de la Miercinea până la Greon fac undeva la o oră. În 7 km. 7 km într-o oră? Da. E jale. Zilnic, dimineața și seara la servicii, groaznic. Toate mașinile le rupem. Așa ceva nu se poate. Bat 15 km. De cât timp e drumul ăsta așa? De multă vreme. Am eu 32 de ani și tot așa știu. Numai cârpeli, numai... E dezastru. Impozite se dă dacă te duci, cum am venit eu ieri de la Reșița. Am venit, mi s-a dus, am schimbat la service acolo poziția bec, când am ajuns acasă, verific, nu mai e. Dau un pic capta, nu mai am nimic. Acum iară trebuie să desfac, să văd dacă mă trage pe dreapta, vezi că amendă, că n-ai poziții, n-ai semnalizare. Consiliul Județean încearcă să facă rost de finanțare pentru reabilitare, de mers dificil, însă în condițiile în care peste 50% din rețeaua de drumuri județene din Caraș-Severin e în aceeași stare. Noi acolo aveam toate cele 3 tronsoane de drum prise în reparații, s-au reparat 2. Bun, acum reparația s-a făcut la nivelul cum se fac reparații pe un drum care niciodată nu a făcut nimeni nimic pe el. Bucata cealaltă, prima la care nu s-a intervenit, e prima urgență și o să-i facem covor asfaltic în primăvară. Da? Deci nu o cârpit, că am văzut că sunt mult prea multe gropi și o să-i facem covor asfaltic în primăvară. Tot județul este așa, nu numai acolo, și facem și noi ce putem, dar acolo facem covor asfaltic pe, nu știu, că sunt 2 km, parcă. După aceea tot drumul este depus pe Angel Salin. Noi l-am depus pentru modernizare. Acum să vedem ce-o fi, că dacă nu îl face cineva serios, noi să-l crăpim, nu avem bani. Tot bugetul județului nu ajunge să facem o lucrare așa cum ar trebui acolo. Dar cobor asfaltic pe acei 2 km sau cât sunt prima porțiune cea mai degradată, o să vină în primăvară. Valoarea proiectului depus pentru acest drum este de aproape 65 de milioane de lei.